Al treilea punct care vreau să dezvolt, care tot decurge de porunca cea mai mare, păzește-ți inima pură, păzirea inimei. Adică fără viclenie, fără judecată, fără dușmănie sau resentiment, doar plină de dragoste. Hai să mergem la Matei 15, verset 15 la 20. Deci Matei 15, să vă pun un pic în context în timpul ce căutați. Farisei au spus la lui Iisus că ucenicii lui nu s-au spălat pe mâini înainte să mănânce. Iar evrei, ei se spală întotdeauna pe mâini. De asta s-a observat că la izraeliții, au fost la evrei din ziua de azi, când a fost COVID-ul, au fost cei mai puțin atinși. Pentru că ei, în tradiția lor, deja ei se spală non-stop pe mâini. Deci e ceva foarte important pentru ei. Deci aici Petru a pus o întrebare la Iisus, pentru că Iisus a spus la farisei că nu e ceea ce intră care spurcă omul, e ceea ce iese din inima. Petru a luat cuvântul și i-a zis: deslușește-ne pilda aceasta. Iisus a zis: și voi tot fără pricepere sunteți? Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară, în haznă? Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile, mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Amin. Deci, noi trebuie să avem inima noastră curată ca inima unui copil de 4 ani. E foarte important că din inima ies toate problemele noastre. Și când ne facem griji, unde rămâne? În inima. De asta v-am spus mai devreme că trebuie evacuat. Trebuie să ne descărcăm la Iisus toate grijile pe care le avem, că inima noastră să rămâne curată. Și când descarci în rugăciune, știi când s-a descărcat. Că dintr-o dată vine o pace și o lumină peste tine. Deci, inima noastră trebuie să fie curată ca un copil inocent. Hai să ne uităm la Marcu 10, 13, de la versetul 13 la versetul 16. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi a luat în brațe și a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Deci, ați înțeles cu inima curată, de ce, la verset 15, de ce zice: adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Da. Deci, inima noastră trebuie să fie curată ca un copil. Fără viclenie, fără toate chestiile grele care ne duc în păcat. Și avem nevoie de ajutor să avem inima curată. Nu putem noi singuri. De asta în rugăciune trebuie să-i spunem tot. De asta El a venit să fie lovit, să fie scuipat, să fie bătut și să fie omorât, că să calcă asupra moartei, să învieze, și că după aia sângele lui să aibă o putere pentru noi care ne rugăm, și că el să poate să preia toate greutățile noastre. Și asta cu copilașii se leagă cu Matei 5:8: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și în generația noastră e greu de avut inima curată, pentru că oamenii nu vin spre Iisus. Și singur e foarte greu. Bun. Și cum inima poate să redevine inima unui copil și să fie plină de dragoste? E primind dragostea de la Mângâitorul, de la Dumnezeu. Și cum primim dragostea de la Dumnezeu?
e că trebuie să avem niște instrucțiuni. Trebuie să ne spune. Când noi suntem începători în credință, nu prea știm cum să ascultăm sau cum să primim Dumnezeu și cuvântul Lui. De aceea ne-a pus El instrucțiuni într-o carte, care noi numim o carte, dar e cuvântul Lui. Și cuvântul Lui are această Biblie, are un spirit în spate. Eu când o țin așa, țin cuvântul. Cuvântul cine e? E Iisus. Cuvântul, hai la Ioan 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Stop. Acum, în loc de cuvânt, pune Iisus. La început era Iisus și Iisus era cu Dumnezeu și Iisus era Dumnezeu. Înțelegeți? Microfonul e... Deci, Iisus e cuvântul. Prin, deci, versetul 2. El era la început cu Dumnezeu. Versetul 3. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Ok. În El era... Viața și viața era lumina oamenilor. Amin. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Amin. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele Lui era... Atât, până aici. Asta e despre Ioan Botezătorul, care a venit să propovăduiască Evanghelia, să netezească drumul pentru Iisus, să pregătească drumul pentru Iisus, că oamenii să se pocăiască, că prin pocăință tu poți să primești vestea bună. Dacă ai inima împietrită, nu, vestea bună, Evanghelia nu o să intră. Evanghelie înseamnă vestea bună. Deci Iisus e cuvântul, deci Biblia pe care o am în mână, de fiecare când o deschid, eu comunic cu Iisus. Eu vorbesc cu El. El îmi dă instrucțiunile și eu o să observați dacă vreți să faceți testul. Într-o zi când sunteți foarte încărcați, citiți Biblia, o să vedeți că e foarte ciudat, dar când citiți, Biblia absorbă greutatea voastră. E extraordinar de bizar și în schimb vă dea o liniște. Pentru că e o putere în aceste cuvinte. Deci, practic, mai puțin citim Biblia, mai puțin avem conexiune cu Iisus. E logic. Mai mult citim Biblia, mai mult avem conexiune cu Iisus și mai mult curge asupra noastră apa vie, care este cuvântul Lui și care ne curăță, ne vindecă rănile, elimină traumele noastre. Pe mine, eu vorbesc despre mine, că asta s-a întâmplat, real. A eliminat foarte multe traume din viața mea, foarte multe frici a eliminat. Ne umple inima de dragoste, de putere și după asta face lucrarea în exterior, pe plan material, profesional, familial și financiar, etc. Adică, când citim Biblia, El, ce face Iisus? Adică faptul că noi îi citim instrucțiunile, El, nu-mi vine să zic, dar nu are de ales. Trebuie să vină, să intre în viața noastră. Dumnezeu, Creatorul, adică El era la început cu Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Deci El e Dumnezeu. Deci noi plus citim, plus îl tragem spre, în viața noastră. Și El vede perseverența noastră și începe să ne curăță. Curăță întâi inima, că să nu mai, să elimină fricile, să elimină traumele, să elimină depresia, să elimină tot ce ne creează un gol în noi. Și după care, când totul e curat, acum începe lucrarea în exterior. Adică pe plan profesional, pe plan material, pe plan familial, noi atunci automat devenim un magnet de favor. Prin harul lui Dumnezeu devenim un magnet de favor, favoare. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Amin. Înțelegeți? Deci, practic, noi, după ce a făcut lucrarea în inima noastră,
după aia vor curge râuri de apa vie. Și asta, doar prezența ta o să facă că oamenii o să vor să te cunoască, fără că tu să fie nevoie de să știi foarte multe chestii în viața materială. Oamenii nu au nevoie de diplome ca să te pun director. Nu, au nevoie că ei prin tine să obțin apa asta vie, care să le umplă pe ei, să umplă golurile lor. Umanul, până la urmă, e o inimă. După aia vine mentalul, care vine să strică povestea. Dar umanul, până la urmă, e doar o inimă care are emoții, care are frici, care are nevoie de anumite chestii. Și tu, dacă poți să-i dai apa vie, l-ai câștigat. Ai câștigat tot ce reprezintă umanitatea. De asta Iisus a câștigat umanitatea, pentru că El ne-a dat apa vie și ne-a și spus că El vrea că noi să fim surse de apă vie. Noi, fiecare creștin, nu pastorul, nu prorocul, nu, fiecare creștin poate să devine sursă de apă vie, că alții să vin la ei. Dacă eu sunt o sursă de apă vie, tu vii la mine, îți dau cuvântul, dacă tu primești, când tu primești cuvântul, devii și tu o sursă de apă vie și poți să dai la altcineva. Și așa o să vindecăm noi lumea asta prin Iisus Hristos, prin cuvântul Lui. Hai la Proverbe 4, verset 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Amin. Deci, noi, cum am înțeles, trebuie să păstrăm inima noastră foarte curată, cum? Citind Biblia, pentru că prin căutarea lui Dumnezeu, caracterul uman se purifică automat. Pentru că Dumnezeu, când noi începem drumul spre El, avem un scop care e, de exemplu, să urcăm muntele Atos, nu știu, să zic. Și când urcăm noi, tot ce e în stânga și în dreapta, nu mai vedem, pentru că noi avem un scop acolo. Și plus urcăm, plus suntem obligați să lăsăm încărcăturile noastre. Plus urcarea asta ne obligă pe noi să scăpăm de greutățile inutile. Asta e munca automată care se face. Ei, munca pe care îl face El ne arată că uite că asta nu e foarte, dar cu blândețe, asta nu e foarte bun pentru tine, asta e, că e o înțelepciune pe care trebuie să o avem noi când mergem spre Dumnezeu. Și înțelepciunea asta nu e pământească, e o înțelepciune sfântă, prin Duhul Sfânt. Și noi plus urcăm spre Dumnezeu, plus învățăm să păzim inima noastră mai mult decât orice. Că ne dăm seama că până la urmă despre inima noastră e vorba. Să nu lăsăm să intre orice informație greșită, ca o rană. Și asta e foarte important, că să mergem la rugăciune. Când a intrat în ziua respectivă o rană în noi, cineva ne-a rănit, să mergem imediat să ne rugăm la Iisus, te rog, ia chestia asta. Așa eu nu mai rămân încărcat și nu mai păstrez rancun. Se zice în română rancun? Rancuina, rancun. Da. Și pot să iert așa. De ce pot să iert? Pentru că El a luat greutatea și eu nu mai am nimic în mine. Deci automat greutatea s-a dus, automat eu am iertat. Deci iertarea vine de la faptul că evacuez la Dumnezeu. Noi, pentru că n-am avut obiceiul să facem asta de când suntem mici, de asta avem atâtea traume acumulate. Și plus cele mari și mastodonți, traumele mastodonți care vin din când în când, nu știu, o dată pe an sau o dată la 5 ani sau la 10 ani, noi, aia mici, acumulate, plus aia mari, suntem plin. Și noi trebuie să mergem la Iisus Hristos să le ia. Și să învățăm chestia asta e prin Biblie. Să învățăm cum să ne rugăm. E prin Biblie. Pentru că o să vedeți mai târziu că noi singuri
mergem, ne punem în genunchi, dar nu iese nimic. Nu vine niciun cuvânt. Când de fapt tu trebuie să reiei toate traumele de când ești mic până când ai 40, 50, 60 de ani. Trebuie să le reiei toate. Și Biblia este toate traumele tale acumulate într-un singur loc. În Vechiul Testament, oamenii zic că Vechiul Testament este agresiv. Dar e agresiv pentru că traumele tale sunt, adică prin Duhul Sfânt o să înțelegi că tot ce li se întâmpla lor, la oamenii, la izraeliții, sunt traumele tale din viața respectivă. Adică nu există nimic nou sub cer, sub soarele, a zis Solomon. E că tot ce s-a întâmplat înainte cu izraeliții, o să le regăsești toate în viața ta actuală. Deci, tu, dacă nu poți să-ți amintești toate traumele tale, când citești Biblia, automat se curăță, pentru că sunt pilde, sunt povești care o să-ți reamintesc traumele tale, vrând sau nevrând, dacă reușești să citești la al doilea nivel. La primul nivel, citești ca un roman. Da? Prima dată când un creștin se pune să citească Biblia, citește ca un roman, pentru că e grea Biblia, nu e orice carte. Și e foarte bine, e perfect. Doar să te familiarizezi cu cine e Dumnezeul tău, cum e, ce au făcut, care sunt păcatele pe care au făcut izraeliții și care nu trebuie să le faci. Povestea asta e foarte interesantă. E mai interesant decât un serial de pe Netflix, de exemplu. Real, când citești Vechiul Testament, te prinde și nu mai poți să pleci, pentru că se întâmplă întotdeauna ceva. Deci prima dată e ca o poveste, un roman normal. După aia, când reiei, sau sunt unii în timp ce intri adânc în cuvânt, după aia îți dai seama, bă, dar asta e despre viața mea. Deci, femeia aia, Agar, roaba lui Avram, care a vrut să abandoneze copilul ei pentru că era sete, tu te gândești, bă, dar asta e cam, mi s-a întâmplat că eu am avut o situație grea și am vrut să abandonez copilul meu interior și să fiu mai mare, că să mă confrunt la situația respectivă. Și de fapt nu era bine. Uite că un înger a venit și a spus, nu ți-a abandonat copilul, că păzește-ți inima, că copiii o să intre în împărăția cerului. Și deci povestea asta cu Agar, când citești prima dată, poate nu o să faci legătură că e despre tine și despre copilul tău interior, că trebuie să-l păstrezi, cum am văzut mai devreme. Păzește-ți inima mai mult decât orice. E despre inima ta. Nu trebuie tu să pui o piatră, să împietrești inima ta pentru că o situație grea e în fața ta. Nu. Trebuie să păzești inima ta și Iisus Hristos, El o să vină să te protejează de situația asta. Nu tu. Nu noi. Noi, Iisus ne-a spus să păzim inima noastră pentru că prin ele o să curgă râurile. Asta e problema noastră. Să nu ne facem griji despre nimic. Nici despre viața noastră, despre nimic. Că El ne va proteja.